Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat astăzi la inaugurarea unor noi lucrări în cadrul proiectului Vrancea Aqua 2 la Bolotești. Lucrările constau în extinderea rețelelor de apă și a celor de canalizare. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a participat astăzi la ora 12 la inaugurarea lucrărilor de apă și canalizare la contractul rețele de apă și canalizare în gruparea Odobești, punctul de lucru Bolotești, din cadrul proiectului regional Vrancea Aqua 2. Valoarea contractului este de peste 47 de milioane de lei, din care lucrări pe raza comunei Bolotești în valoare de 20 de milioane de lei. Lucrările constau în extinderea rețelelor de apă cu o lungime totală de 5.080 de metri liniari, dar și extinderea rețele de canalizare cu o lungime de 10.970 de metri liniari. De asemenea, vor fi extinse 3 stații de pompare a apelor uzate și conductele de refulare cu 2.683 de metri liniari. Noi avem vocație de constructori și ne ținem de cuvânt față de cetățenii județului Vrancea. Deci Vrancea acum însumează lucrări în valoare de aproape 248 de milioane de euro. Este o lucrare gigant pentru cetățenii județului Vrancea, pentru infrastructura privind calitatea vieții, canalizare, ape uzate, extinderea rețelelor de alimentare cu apă, ceea ce mi se pare normal. Iar din acest proiect, astăzi, începem lucrările de canalizare și extinderea rețelelor de apă în comuna Bolotești, în toate satele comunei Bolotești. Gospodăriile din Bolotești ar putea fi racordate în viitor și la rețeaua de gaze naturale. Și gaze o să băgăm la comuna Bolotești, de fapt o să extindem inclusiv conducta din sudul județului. Am avut o discuție extrem de serioasă cu domnul director Sterian de la Transgaz și o să facem cât mai multe eforturi în așa fel încât lucruri cât absolut necesare pentru cetățeni, vitale, aș putea spune, pentru cetățeni, să ajungă în casele lor. Termenul de execuție al lucrărilor este de 24 de luni plus 36 de luni perioada de garanție. În cadrul proiectului extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare județul Vrancea, Vrancea Aqua, etapa a doua, sunt derulate 10 contracte subsecvente proiectului Vrancea Aqua. Etapa a doua are o valoare totală de peste 1,1 miliarde de lei, din care contribuția beneficiarului este de 2%. Astăzi a fost semnat la Consiliul Județean Vrancea contractul de lucrări pentru extinderea și modernizarea sistemelor de apă și canalizare din mai multe localități. Astfel vor fi efectuate lucrări în acest sens la Lepșa, Greșu, Gugești, Siglea și Soveja. Astăzi a fost semnat cel de-al nouălea contract de lucrări din cadrul proiectului extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Vrancea, Vrancea Aqua 2. În cadrul acestui contract vor fi realizate lucrări în satele Lepșa și Greșu, la Gugești, Sihlea și Soveja. Populația deservită este de 38.000 de locuitori. Valoarea totală a contractului este de peste 103 milioane de lei. Va fi înființat un sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Greșu, în comuna Tulnici, satele Lepșa și Greșu. De asemenea, se va înființa un sistem de apă în comuna Sihlea, o stație de epurare în comuna Gugești. În Lepșa și Greșu va fi înființată o captare de suprafață cu dren de circa 1000 de metri și o stație de pompare și de captare. De asemenea, se va înființa o conductă de aducțiune în lungime de circa 1466 de metri. La gospodăria de apă din Greșu se vor realiza stații de tratare a apei, inclusiv un pavilion de exploatare și un rezervor de magazinare cu o capacitate de 1000 de metri cub. Vor fi realizate lucrări la rețelele de distribuție a apei și rețelele de canalizare în Lepșa și Greșu, respectiv va fi înființată rețeaua de distribuție și branșamente în lungime de circa 12.118 metri, rețeaua de canalizare menajeră și racorduri în lungime de circa 11.590 de metri, stații de pompare, apă uzată și conducte de refulare. Va fi înființată o stație de epurare în satul Lepșa, care va deservi populația echivalentă a unui număr de 6.100 de locuitori. În cadrul aceluiași contract vor mai fi realizate și următoarele lucrări: stație de epurare la Gugești, înființare sistem apă în Sihlea și completare sursă în Soveja.
În comuna Sihlea va fi înființat un front de captare alcătuit din 5 furaje noi și o conductă de aducțiune în lungime de circa 1827 de metri. La gospodăria de apă din Sihlea vor fi efectuate lucrări privind realizarea unei stații de pompare, rețea, realizarea unui rezervor de magazinare cu capacitatea de 600 de metri cubi și realizarea unei stații de tratare a apei, inclusiv în un pavilion de exploatare. În Soveja vor fi efectuate lucrări de extindere a captării de suprafață pe un dren în lungime de circa 500 de metri și se va realiza o stație de pompare-captare. De asemenea, va fi înființată o conductă de aducțiune în lungime de circa 3262 de metri și vor fi înființate branșamente la rețeaua existentă de alimentare cu apă. În Gugești se va realiza o stație de epurare unde se vor descărca apele uzate, menajere colectate din unitățile administrativ-teritoriale Gugești, Dumbrăveni, Urechești, Popești, Bordești, Tâmboiești, Slobozia Bradului, Obrejița și Sihlea. Termenul de execuție a lucrărilor este de 28 de luni, iar perioada de garanție este de 36 de luni. Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare, județul Vrancea, etapa a doua, este un exemplu la nivel național, fiind primul proiect de acest gen implementat în România, finanțat în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Este un proiect ambițios de amploare, prin care un număr mare de vrânceni vor beneficia de apă curentă și canalizare la standarde europene, a mai precizat președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan. Festivalul Bahus și zilele municipiului Focșani au adus câte 20.000 de participanți în Piața Unirii din municipiu, arată un raport al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea. Documentul, care a fost prezentat la ședința Colegiului Prefectural, arată că principalele manifestări publice la care a fost solicitată prezența echipelor de jandarmi au avut loc în Piața Unirii din Focșani. Cei mai mulți participanți au fost la Festivalul Internațional al Viei și Vinului Bahus, la zilele municipiului Focșani, câte 20.000 de participanți, la sărbătorirea centenarului Marii Uniri, 16.000 de participanți, la Focșani Blues Festival, 12.000 de participanți, Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, 5.000 de participanți, Ziua Națională a României, 8.000 de participanți. Principalele manifestări desfășurate în județul Vrancea, la care s-au asigurat măsuri de ordine publică și care au avut un grad mai mare de participare, au fost următoare. Evenimente desfășurate cu ocazia comemorării Zilei Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, Zilele Municipiului Focșani, Focșani Blues Festival, comemorarea Marii Uniri, Festivalul Internațional al Viei și Vinurilor Bacchus, și, în ultimul rând, Ziua Națională a României, 1 decembrie. Cu toate că s-a înregistrat un număr mare de participanți la aceste manifestări publice, nu s-au înregistrat incidente care să aducă atingere climatului de ordine și siguranță publică. Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea, cu sprijinul celorlalte instituții în domeniu, au luat măsurile specifice conform competențelor. Remarcăm faptul că în executarea acestor misiuni am fost sprijiniți de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea. De asemenea, am colaborat foarte bine și cu Poliția Municipului Focșani în funcție de competențele materiale ale fiecărei structuri. Pe acțiuni în perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi a executat 797 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv total de 4625 de jandarmi. Astfel, manifestări de protest, mitinguri, pichetări, marșuri, 11 misiuni cu 79 de jandarmi, vizite oficiale, 8 misiuni cu 57 de jandarmi, manifestări cultural-artistice, 108 misiuni cu 825 de jandarmi, toate cu o medie de aproximativ 7 jandarmi pe misiune, manifestări comemorative religioase, 62 de misiuni cu 1048 de jandarmi, manifestări promoționale, comerciale, 39 de misiuni cu 105 jandarmi, manifestări sportive, care sunt de asemenea cele mai frecvente, 275 de misiuni cu 884 de jandarmi. Jandarmii menționează că la adunările desfășurate în spațiul public pe parcursul anului 2018 au fost constatate 11 infracțiuni, fiind sesizate organele de urmărire penală și au fost aplicate 131 de sancțiuni contravenționale cu o valoare de aproape 25.000 de lei. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin EURES România anunță organizarea unei selecții pentru ocuparea 150 de locuri de muncă sezoniere în domeniul agricol, recoltare, ambalare, fructe în Spania. Selecția va avea loc în perioada 14-15 martie.
Un grup de firme din regiunea Lleida, Spania, care oferă cele 150 de locuri de muncă în agricultură, este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializării fructelor, mere, cireșe, nectarine sau caise. Muncitorii vor lucra în câmp, la cules de fructe, curățat pomi, în fabrică la aranjarea fructelor în lăzi și caserole. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin EURES România, anunță organizarea unei selecții pentru ocuparea 150 de locuri de muncă în Spania, în sezon, în domeniul agricol, adică la recoltare și ambalare fructe în Spania. Selecția va avea loc în perioada 14-15 martie, începând cu ora 9, la Râmnicu Vâlcea. Grupul de firme din această regiune din Spania oferă 150 de locuri de muncă la cules fructe, mere, cireșe, nectarine, caise. Muncitorii vor lucra în câmp, la cules fructe, la curățat pomi și în fabrică, la aranjarea fructelor în lăzi și caserole. Locurile de muncă sunt în număr de 100 pentru femei și 50 pentru bărbați. Durata contractului este din aprilie până în septembrie 2019, cu posibilitate de prelungire până în noiembrie. Persoanele care doresc să aplice pentru aceste locuri de muncă trebuie să se adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM Vrancea, în sediul din Focșani, Bulevardul Unirii, numărul 53A. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 8 martie, la selecție urmând a fi invitate doar persoanele care sunt înregistrate și au depus documentele menționate. Ateneul Popular din Focșani organizează preselecție pentru corul de copii Pastia. Sunt așteptați să se înscrie copii cu aptitudini muzicale și cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani. Preselecția va avea loc pe 5 martie. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani organizează o preselecție pentru înființarea corului de copii Pastia. La prima preselecție din 5 martie sunt așteptați să participe toți copiii cu aptitudini muzicale din municipiul Focșani, dar nu numai. Îndrumarea copiilor va fi realizată de 2 membri ai corului pastorala. Directorul Ateneului Popular, Marinela Șerbănuț, a precizat că aceasta este singura posibilitate de a veni în sprijinul copiilor care iubesc muzica și că nu pot fi dezvoltate alte activități fără schimbarea statutului instituției culturale, un proiect care nu a trecut de Consiliul Local. Înscrierile la preselecție se fac pe pagina de internet a instituției culturale ateneupastia.ro sau la sediul Ateneului Popular în perioada 20 februarie 1 martie 2019. Preselecția va avea loc în data de 5 martie 2019 și va consta într-o probă de aptitudini muzicale. E timpul să avem cei mai buni copii îndrumați de cei mai buni profesori. Corul de copii Pastia sub directa îndrumare a corului pastorala. Să devenim excelenți împreună. Cupa Adi Olteanu pentru Old Boys la minifotbal și-a consumat semifinalele, din care au ieșit învingătoare echipele Finanțelor și GSM Mobile. Cele două formații se vor întâlni în ultimul act al competiției. S-au întâlnit în prima semifinală Soveja, câștigătoarea etapei turneu a competiției, cu echipa Finanțelor, iar a doua semifinală au opus echipele GS Mobile și Fonsale. Antecedentele anunțau jocuri echilibrate, însă meciurile au fost debalansate, câștigătoarele impunându-se cu claritate. Soveja nu a fost în zi fastă, fiind repede condusă la 3 goluri diferență. Situația s-a repetat și în al doilea joc, în care GSM a deschis scorul, a fost egalată imediat, dar s-a desprins până la pauză cu 4-1. Toate golurile au fost reușite în urma unor execuții spectaculoase care au arătat cât de frumos poate fi mini-fotbalul când este jucat de fotbaliști de calitate. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab, temperaturile minime se vor încadra între 1 și 3 grade Celsius, iar cele maxime între 12 și 14 grade. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor la Clas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!